Miau, 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 miau. Ce mai vrei, miau, la telefon? Vorbesc cu Zdreața de Borcea. Așa că, Pacalero, la revedere, Zdreață, mai înțeles? Sancțiune de tastatură, uite. Sancționat. Bănele, ce crezi tu că vreau să te întreb pe tine? Dar, vrei să mă chem să discutăm, normal, da? Dar ce o să răspund eu, vre? Stai, bine, că mă antrenez. Păi, da, normal, da? Dacă mai spui dată chestia asta, Bănele, stai, bre, că mă antrenez, mă jur pe mutelia lui Borcea, mă jur pe toți călugării de la Muntele Luatos, mai înțeles? Că te trimit la mafiotul ăla de Jean Pădureanu, la Gloria Bistrița, mai înțeles? Doamne, pe care vă rog să nu vă enervați, că mi se umflă vena! Păi ce vrei să fac? Dezumflați-o! Da. Bă, tu știi că am avut lucrările alea cu paratul, mai înțeles? Foița de aur, cum? Foița de aur, termopane cu marmură, în față, în spate, pe gard, pe sub gard, pe... Rozete! Pe ce? Pe rozete! A, pe rozetele de la WC-ul, pe WC-ul, în WC-ul, pe hidrant, pe conducte până în centru. Foița de aur peste tot și termopane cu marmură, uite așa, pac, pac, dar acum am terminat. Foarte bine. Acum am terminat. Și ce m-am gândit eu? Să chem și eu un om de ăsta de vază, mai înțeles? Normal, te gândi la mine, normal. Tu ești om de vază, tu ești o varză cu carne de varză, nu ești om de vază, mai înțeles? Ce m-am gândit eu? Să invit și eu un om de vază, mai înțeles? Pe cine crezi tu că am invitat eu? Pe regina Angliei, na! Clar, Văzătorul Bănel. De unde ai știut? Cum vrei chemată pe regina Angliei la palat acolo la aviatori? Păi da, unde vrei să o chem? Ce are palatul de la aviatori? Păi și-ai acceptat! Păi n-a acceptat în prima, am vorbit cu Zdreața, l-am sunat pe... Pă Zdreața aia de fisul, cum îl cheamă? Charles! Că aia clăpăugă așa... Așa urecheatul ăla, mai înțeles. Urecheșul, care ești tu, urecheșul? Yes, of course, ca lui Horst Dumnezeu. Și a spus așa, băi, urecheatule, la telefon, mai înțeles? Da. Pac, pac, la telefon, de tastatură. Urecheatule, care ești tu, urecheat? Îți dau 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 de euro. Ce euro, zic eu, euro? Lire sterline, că ei n-au cu euro. Da. Ei nu sunt Uniunea Europeană, mai sunt acolo lor. Da, normal, da. Nu sunt integrați. Îți dau 50.000 de lire, urecheatule, care ești urecheat. M-a trimis-o pe măta aia vreo 2-3 zile să văd și așa la față. Și-a pus botul, fraierul. Ia mă, cam are în contact dimineață! Doamne, măi, că... Ce te miri, dobitocule? Ce eu n-am față de regina Angliei? Păi ce nu-i vorba de față, băi, ce vorba de palabre? Păi se compară palatul Buckingham cu palatul lumea tale, nă? Ce zici? Nu mă enervați, mă, foarte frumos! Cum să nu mă enervezi, bioaro? Dar ce are, mă, palatul meu? Ce are palatul meu? Dar nu-i vorba că regea amândouă e frumoase, bre, dar are tradiție, bre! Păi are palatul lui Buckingham foiță de aur și termopane cu marmură, cu mabio. Buckingham ăla care e o zdreanță de om, băi, înțeles? Un curvăsar! E un curvăsar, o zdreanță de om, un curvăsar care umbla cu trei neveste, Catăricianu. Ziua cu Ana de Austria și noaptea cu țiitoarele alea, până tunelele alea secrete. Dar a fost nevoie de bieții aia, mușchetarea aia, patru, zmărândește aia. Atos, Portos, Aramis, Natalia. Acum, Alexandru Dumas, tare! Gata, m-am enervat! Mâine dimineață la ora 9, m-ați enervat deja. Toată lumea s-aliniază, toată echipa, tot lotul. Că vine regina Angliei, mai înțeles? Și apropo de argăseală, vă duceți pe la magazie seara asta să vă dea training-uri noi, încălțămite și cravată nouă, mai înțeles? Pac, pac, cravată. Alu, alu, unde pleci? Vezi că argăseală e cam supărat că... E fura careva telefonul, nu știu. Poate l-a furat Băsescu, vre? Se fure Băsescu telefonul Argăseală. Păi ce treabă are Băsescu cu Argăseală? Păi Argăseală, telefonul Argăseală. Lasă-mi, cine a furat Băsescu, Argăseală, Argăseală, Băsescu. În seara asta numai telespectator, Dan Diaconescu, legătură directă din nou cu dumneavoastră, de reparatorul nostru Bilez, peste 50 de milioane ca în fiecare seară, la singurul post de televiziune funerar din România, funest, macabru și sinistru. Avem audiență record de 50 de milioane de oameni, mai mare decât BBC, mai mare decât CNN și decât Taraf TV sau Etno TV. În această seară, alături de mine, ca de obicei, avocatul fără studii Luis Lazarus și amanta mortului de aici, de la noi, din Sicriu, din Sicriu din fața noastră și Sicriu din fața noastră. Avocatul Lazarus are de asemenea și raportul politic, din care va spicui câte ceva. Bună seara, domnule Lazarus, ce părere aveți despre acest? În primul rând, domnul Diaconescu, mă uitam cât de suspect ard lumânările. Suspect de suspect ard. În al doilea rând, vreau să întreb pe doamna aici de față, așa cum reiese din raportul poliției, da, unde nu scrie așa ceva, cine avea șosetele albe? Mortul? Amanta mortului? Adică dumnea ei? Sau criminalul sinucigaș? Eu aveam. Deci aveți, doamnă, șosetele albe în picioare? Mi-era frig la picioare. Hai să vedem mai departe raportul. Conform rezultatelor anchetei, dumneavoastră făceați sex cu domnul din Sicriu, adică cel din fața noastră, dar și a dumneavoastră, stimați telespectatori, având șosete albe în picioare, când a intrat în casă amantul dumneavoastră oficial, care a lovit cu o cheie franceză de numărul 19, da, avem acolo în cap pe dumnealui. Iată că se și văd urmele cheii franceze. E adevărat? După care s-a aruncat pe geam. Nu este adevărat. Aveam o singură șosetă albă în piciorul stâng, pentru că cealaltă îmi căzuse. Interesant.
suspect de interesant, domnul Diacon. Ce deducem de aici? Deducem imediat, domnul Lazaru, să-mi rog chiar acum pe colegii mei să deschidem ușa de la balconul apartamentului, să mai iasă mușterii, să mai iasă mirosul de formal. Continuați, domnul Lazaru. După câte se poate observa, în afară de vânătaie de la cheia franceză, da, mai este o vânătaie la ochi. Iată, senzațional, da. Care da, nu apare în raportul poliției. Da, și un hematom aici pe gât. De ce nu apare în raportul poliției acel hematom? Este făcut de mine, domnul Lazarus. Zicea să-l mușc. Ce zâmba îi plăcea să te mușc, perversule. Spuneați că după ce l-a omorât, domnul Costică... Dumnezeu să-l ierte pe domnul Dumnezeu Costică. Să-l ierte că eu nu-l ierte. Haideți, domnule, să fim oameni, nu? Deci după ce l-a omorât pe domnul din Sicriu, s-a aruncat pe geam. S-a aruncat. S-a aruncat pe geam, da? Vă rog să spuneți camerei și telespectatorilor noștri în speță la ce stați. La parter. Da, iată senzațional, domnule. Suspect de parter. Suspect de parter. Deci, de ce l-a murit? Vedeți, sub balcon există o groapă de 3 metri făcută de ăia de la gaze. N-au acoperit-o. Da, și Costică îmi zicea, da, măi, miroase a gaze. Da, spunea săracu. L-am pălmuit. De ce l-ați pălmuit? Mâncasem o iahnie la mămica. Credeam că face aluzii. Da, iată, senzațional. Miroase a gaze, miroase gaze și iahnie la mămica, până un altă, până la publicitate, stimați telespectatori. Nu uitați după aceea o casetă absolut senzațională filmată de avocatul Lazaru. Suspect de interesant, nu așa, la mormântarea lui Borilă, unde a fost și celebrul Puleașcă, din câte mi-ați spus. Suspectul Puleașcă. Suspectul Puleașcă. În cazul lui Borilă. Dar nu e așa, pe care l-ați și intervievat, până un altă publicitate. Păi, bine că ați dat publicitate, că nu mai puteam, am închilozat în cicliul ăsta. Da, haideți! Da, haideți! Ca să inaugureze palatul proaspăt renovat din aviatorilor, Becali a invitat-o pe regina Elizabeth a Marii Britanii. Ce nu de ăla zici că ești Harry Potter în mizerie, mai înțeles? Și nu mai răbășește. Harry Potter? Un vrăjitor, un fel de băiatul lui Iosefini, mai înțeles? Da? Unde-i Bănel? Mioră, unde-i Bănel? Nu știu, nu l-am văzut. Întârzie! Vă spun eu că asta face întârzie! Tocmai astăzi când vine regina! Tocmai astăzi când vine regina! Mare brânză când vine regina azi și întârzie Bănel! Păi îl cunoaște regina pe Bănel? Poate știe de la fază cu autogolul! Bine! Uite zdreanța cum vine îmbrăcată, zdreanța, ca desene animate, mai înțeles? Ce-o vrei? Păi toată lumea are cravate, tu desene animate, cu papiol la gât, mai înțeles? Păi tu cravată vrea și-a mea și nu adună. Lasă-mă că mă bagă mormânt, băi, fiți atenți. Toată lumea drept când vine regina, să fiți muc și sfârmați, înțeles? Că dacă mă faceți de râs, puteți să o câștigați mama, mamei, bunicii, mamei, Lucepius Lig. Mai primiți? Oha prime, m-ați înțeles? Bine! Bine? Bă, că vine. Aie, bre? Ia e, bă, ce, băi, bărele, ăștia au și un obicei acolo la Buckingham, mai înțeles, la ei acolo, bătrânei. Îi place să meargă cu trăsura, mai înțeles, de-aia trasă de cal, cu caleașcă, de-aia, mai înțeles. Și are cu nea GG-ul ăsta de care gunoiul de la oi de în spate, mai înțeles, o ia cu căruța, mai înțeles. Dar ce, bre, n-are mașini acolo în Anglia, nă? Băi, ești dobitoc. Au mașini, dar și e obiceiul la ei, mai înțeles. Ce înapoiezi, bre? Dacă îi plac bătrânii ca aia, acum ce vrei? Ia uite cum vine. Hai, face cu mâna, mă. Haide, mă. Să ține bine, mama. Save the queen, save me, God. Stop. Ia uite-o, bre. Hai, întinde covorul la roșu, calacan. Oscar, să văd aici. Haide, mă. Băi, bagă aeroportul. Hai covorul. Zbărădescule, fă-ți datoria de gentilom. Ia-o pe regină. Vino, coaneșule. Ia uite-o. Să ține bine, mama. Dar e verde, bre. Thank you. Doamnelor și domnilor! Smărădescu, noi ești la local combat. Iartă-vă! Doamnelor și domnilor! Ladies and gentlemen! Excelența sa! Regina Angliei Elizabeth și a Irlandei de Nord, aha, este întâmpinată oficial de excelența sa, Nea Gigi. Adică George Becali. Good afternoon, Mr. Becali. Ce-a zis? A dat binețe, brenă! Sărut mânated, ia uite, the queen. I am honorated that you are here in my palace. My modest Pelas, cucoană, please taste some cheese and some reds. The cheese is from my ships, behind the palace, because I have 30 ships behind my palace. I take the fresh milk in every morning. Relaxation for him. M-ați înțeles? Telemea de oaie zdreanțul, m-ați înțeles? Atenție, se intonează imnurile de stat. God save the queen.
frumusețe de imbru. Gata, bă, ia, ia, stai, ia. Bagă-l și palul nostru acum. Ce-i mari și ăsta funebru, băi? Bagă-l pe ăla care-mi place mie cu supărat, pac, pac. Hai, dime! O să-i vin la dans, vrei? Prins Gudinaf, da. Onorated! Ia uite, bre! Do this, do this! Please. Bună seara, ca de obicei la Sinteza Zilei, super mega analiștii politici, Valentin Stan și un Cristoiu, vă ascultăm, domnule Stan. Mă ascultați, domnul Gădea, pe ce sunteți de la SRI, domnul Gădea? Și apropo de SRI, uitați, am reușit să accesez site-ul CIA, la unele documente proaspăt declasificate, domnul Gâdea, da, privind influența femeilor cu numele de Elena în viața politică a statelor și în viața privată a șefilor de stat, domnul Gâdea. Domnul Stan, iertați-mă, aș vrea să vorbim și de Elena de la Mandinga, vieți, doamne, mie îmi place foarte mult așa. Sigur, domnul Cristoiu. Culcați-vă, domnul Cristoiu, la loc. Elena de la Mandinga nu mai e la Mandinga, domnul Gâdea. Bă, și ce spuneți mie, v-am întrebat eu? Da. Studiind antichitatea, domnul Cristoiu, uitați site-ul ăsta, antichitatea veche și contemporană, vedem că Elena înseamnă în limba greacă rază de soare, domnul Gâdea, în engleză sunshine și în greacă carapopicarnosios. Da, și ce dacă? Domnul Gâdea, dacă domnul Cristoiu mă mai îngână, eu plec din emisiune, da, domnul, da, Gâdea. Haideți, da. Continuăm. Uitați aici pe site, domnul Gâdea, aceste Elene au adus bărbaților numai nenorociri, domnul Gâdea. Nenorociri și necazuri cu N mare. Cea mai celebră a fost Elena din Troia. Păi și Elena din Mandinga? Nu, am plecat. Nu, nu, haideți, liniștiți-vă. Ce mai aveți pe laptop acolo? Ce mai am pe laptop? Filme, da, porno! Filme porno, domnul Gâdea! Da. Dalea sinistră, domnul Gâdea! Glumeam. Am, da, glumit, adică am umor. Da. Da, revenim la subiect. Mai întâi să o amintim și pe Elena, doamna lui Cuza. Uitați-o aici, o cunoașteți pe fata asta, domnul Gâdea. Ia uitați-o. E doamna lui Cuza, domnul Gâdea, care a fost înșelată mai rău ca Nicoleta Luciu, domnul Gâdea. Sau Regina Mamă. Ia spuneți, domnul Gâdea, o cunoașteți pe femeia asta? Regina Mamă Elena. De la Mandinga. Domnul Gâdea, îi dau cu laptopul în cap. Nu. Trebuie să amintim și de Elena lui Nanicu. Savanta cu renume mondial, domnul Gâdea. Sau de Elena Cocoș, pe care parcăm cu 15.000 de lei ora. Domnule, păi și Elena de la Mandinga, unde în combinația asta vezi, doamne? Nu, domnul Cristoiu. Nu, domnul Cristoiu. Vorbim de acea Elena pe care președintele Băsescu a ținut-o în brațe goală, domnul Gâdea, s-a jucat cu ea și a cumpărat daruri. Iată dezvăluire acum senzațională. Hai să vedem ce. Ce dezvăluire, domnul Gâdea? E vorba de Elena Băsescu, fata președintele când era mică. Ce credeți, da, domnul? Domnul Stan are umor. Ne revedem mâine seară cu același domnul Stan plin de umor. Bună seara. Păi stați un pic, domnul Gâdea. De Elena de la Mandinga nu mai vorbim în seara asta? Dați-vă mâinile. Gunoierule. Balena ucigașă. Sunt ucigașă că moare bărbații după mine. Și mie vine să mor de câte ori te văd. Băi, ai dat de dracu, eu sunt zoofilă și iubesc animalele. Fericită că nu a mai rămas blocată în solar, Diana Munteanu și-a dat întâlnire la un restaurant de fițe cu chintesența bancurilor cu blonde Simona Senzual. Fata, m-a așteptat un secol, ce ai făcut? Lasă-mă, fata, că sunt supărată. De ce? Fata, am căutat câinele prin toată casa. M-am gândit la ce era mai rău, înțelegi? Am luat-o așa prin deducție. Ca prin eliminare. Da, prin eliminare m-am gândit. Săracu, o fi zărit pe geam, stă cu ochișorii a lui jos întins pe asfalt. O fi în casă, o fi mort și miroase în casă. Bam! Mi-am prins mâna la ușă, am dat cu capul în geam, am vărsat și vaza cu apa aia în ea. Trebuie să chem acum femeia să șteargă pe jos cu ăla, cum îi zice. Ce? Cu ăla fată cu care ștergi pe jos. Bărbat? Zi, fată, cu câine, ce ai făcut? Așa, fată. Și mi-am dat seama că eu n-am avut câine niciodată. Fată, chiar așa e, tu n-ai avut niciodată câine. Da, fată, eu n-am avut câine niciodată. Ce-o fi fost în capul meu? Rahat?
Poftim? Vă recomand ca desert prăjitura fantezie cu rahat. Bună seara, ce vă pot servi? Ceva așa glamuros. Da, ceva așa posh, spans, așa, cool. Trendy, fancy, da. Așa. Avem ceafă de porc cu piure de căpșuni. Aaa, de asta vreau, gata. Mai avem jumări cu ananas fierte în sirop de ciocolată. Ah, cool, fata, de asta vreau, mersi. Așa, fata. Ce face fata la altă? Fata, lasă-mă în pace, că e numai cu cantonamente, cu meciuri, cu goluri, cu de-astea. Are goluri? Da, dar și dă goluri, fata. Lasă-mă, zi tu ce mi-ai făcut. Fata, sunt supărată. Fata, văd că aproape că plângi, dar ce s-a întâmplat? Am descoperit în hainele mele de blană moli. Fata, nu mai spune haine de blană, fata. Dar cum, fata? Se spune haine de blană. Haine de blană, da, așa e? Da. Știut. Păi m-am zăpăcit cu ăștia, cu limbile lor. Când se zice haine, când se zice hăini, când se zice ciocolate, când ciocolăți, când înghețate, înghețăți, chibrite, chibrituri, când Iran, când Irak. Nu mai suport, fată. Lasă să zic cu molile, fată. Așa. Și m-am dus și am cumpărat biluțe de alea de naftalină. Da. Fată, m-am chinuit 2 ore. Sunt proastă rău de tot biluțele alea. M-am chinuit 2 ore și n-am nimerit nicio molie. Păi, fata, ai greșit, fata, nu se face așa. Păi, iei săculeți cu naftalină și pândești până intră molia în săculeț. După aia o strivești cu săculețul. Că așa am făcut și la început, am greșit și acum știu. Așa era? Da, fata. Oh, no. Vezi, fata, telefonul, că sună telefonul. Oh, no. Alo? Cine? E Poponeț. Da? Unde? La Cuba. Ok, hai că venim și noi, mâncăm și venim. Bine, te pup, hai, pa! Fata, ești așa stresată, pe cuvântul meu. Sunt foarte stresată, fata. Eu da. Cred că îmi trebuie un concediu. S-ar putea, fata. Nu mai suport! M-a certat și cu ăla de la revistă. De ce, fata? De-am cerut și eu. Dar le pune și tu un paparazzi acolo, când mă duc la dentist, mă fotografiază și pe mine m-ai pus în revistă și gata. Da. Știi cât mi-au cerut, fata? Cât, fata? 3.000 de euro. Ai, fata, dă-o încolo. S-au scumpit vacile, fata. Naibii. Fata, lasă. Ai fost la Londra la shopping. Fata, am fost. Tu știai că Big Ben nu e un ceas? Da, fata. Fata, nu știam. Și ce speranțe am făcusem? O poză, se poate? Aha, da, sigur. Cum să nu? Apăsați pe aici. Aici. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la gala Mondain Combat! În această seară, în cadrul categoriei Minte Superușoară, vom asista la o bătaie incredibilă! În colțul din stânga, cunoscuta luptătoare pentru drepturile femeilor și animalelor, Nikita, zisă femeia bărbat! Luptă femeia! În colțul din dreapta, spaima animalelor cu blană, cel mai cunoscut pornostar dintre gunoieri, Fizz, e stăpânul pubelelor! Să auzim ultimele impresii înainte de marele meci. Nikita, ce părere ai de adversarul tău? Crezi că îl poți învinge? În primul rând, bună seara! Și în al doilea rând, o să-l bad, o să-l usuc! Înțelegeți? Pentru că eu nu sunt ca femeile alea care nu știe să-și folosește propria gândire și care e geloasă pe mine. De mine nu mă interesează fița asta sau cum îi zice lui, habar, dar mă rog, nu mă interesează. Ok, ok, să ascultăm ce are de spus și celălalt concurent. Nikita a declarat că o să te bată rău. Tu ce zici? Eu zic că o să o bat foarte bine, ia și ce-i bătută de soare. Mulțumesc foarte mult. Apropiați-vă, vă rog. Dați-vă mâinile. Gunoierule. Alena ucigașă. Sunt ucigașă că moare bărbații după mine. Și mie îmi vine să mor de câte ori te văd. Băi, ai dat de dracu, eu sunt zoofilă și iubesc animalele și nu-i suport pe ăștia care poartă haine din blană de animal, înțelegi? Stop! Opriți-vă! Cunoașteți regula? Bineînțeles, nu există nicio regulă! Vreau o luptă murdară, așadar loviturile sub centură sunt indicate! Adică asta? Da! Apropiați-vă! Apropiați-vă! Atenție! Fight!
acolo a fost un show, nu mă bate aia pe mine, m-am prefăcut. Prin knockout Nikita pentru meciul de astăzi, premiul oferit de sponsorii noștri este o garsonieră în Băneasa. Ei, da, mă rog, la valoarea mea putea să fie două camere. Este vorba de o garsonieră la grădina zoologică din Băneasa, unde Nikita va avea ocazia să trăiască alături de prietenele ei, urangutanii. Mândru, nevoie mare de palatul său, Gigi se fălește cu el în fața unei alte posesoare de marmură și aur, regina Elizabeth. Bănele Tradu. Excelența voastră, regina Elisabeta a Marii Britanii și Irlandei de Nord. Și a Irlandei de Nord. Vă rog să ne faceți cinstea, dar și onoarea, să... Ciucurim împreună așa, fac cu terenia de oaie, mai înțeles, o bobăligă, un pui, o ceapă de porc, o pastamă de brebecuț, mai înțeles, Tradu. Lețit. Pe atât? Are expresii ușoare, vrei, nu vorbește o oră cam a ta. Bun, hai să vezi ce să fac, mai înțeles. All right. Pac, pac. Ne. You know, that for Becali, big man, big chair. There. There? There. Ai văzut la dracu o hoașcă? Pac, pac, repede pe scaunul meu, patronul meu. Patronul conducătorului! Hai, toată lumea la masă, v-ați înțeles? Pac, pac. It's very hot here. Hot, cald, v-ai înțeles? E cald aici. May I have a cup of tea, Mr. Becali? Ce zice? Și că vrea ce e, Brit? Mâine! Tomorrow, tea! Sorry, but somebody... La ușă, mai înțeles? Mă lucru, bre. Dai jos. It's all right, Mr. Beckham. Păi, găuzanule! Păi, fac conversație, nu sta. Zici și tu ceva, fă, da, imediat! Sunteți măritată? Are you married or want some... Opa, trăienelu, ce faci tu? Băi, porcule, tu ai invitat-o pe regina Angliei la tine și pe mine nu mă chem? Sunt președintele! Păi ești președinte, dacă vrei să o vezi pe regină, cheamă-o la tine la palatul la care e el Cotroceni. Eu dacă vreau să o văd, am adus-o aici. Băi, nenorocitule, păi tu ești șef de stat să chem regina la tine? Eu chem pe cine vreau la mine acasă, m-ai înțeles? Pac, cum? Pac. Cum ai convins-o să vină? Cum am convins-o? Simplu, l-am sunat pe urecheatul ăla de fistul, cum îl cheamă. Charles! Charles, da? Și a spus, băi, prințule care ești tu prinț, îți dau 50.000 de euro, m-ai înțeles? Dar trimite-o pe băta 2-3 zile pe la mine. Și a venit. Acum gata că mă duc la masă. Ce aveți la masă? Ce am la masă? Am multe la masă, dar am zis să o iau mai subțire așa, să nu-i cadă greu la stomac. Niște ceafă de porc, muș de vită în sânge, biftec tartar, mai înțeleg, gordon bleu, muș valdostana, pastramă de berbecuți, maioneză, cartofi prăjiți, lapte, brânză de burduf, telemea de oaie, bul și omăresc. Oprește-te! Mai înțeles? Ce-ai de băut? Ce-ai? Ceai, eu nu beau ceai primul rând și ceai mai acolo la ora 5, cu Marina Almășan, m-ai înțeles? Era pe vremuri emisiunea. Am la masă, am suici, am astea, m-ai înțeles? Vodka, whisky, vin alb, vin roșu, sec de bisec, bere, licor... Lasă-l să intru! Nu-i intru! Lasă-l să intru! Băi,
Zdreț-o, nu intri nicăieri, mai înțeles? Am ți-a dat măcar telefonul tău, să-l sun pe Stolojan să vină să mă ia. În primul rând că e petrecere privată. Și în al doilea rând nu-ți dau niciun telefon. L-am telefonul. Ce președinte ești tu, bă, fără telefon? L-am pierdut într-o tufă de răchită pe al meu. Dacă bei și te îmbezi ca o zdreanță de hahalere, ia și sună. Mulțumesc. Aie, deci asta e cu regina Elisabeta. Trebuie să ai și față, mai țin. Băi, băi, dă telefonul, face! După ce montez microfonul, să plecați cu toții din studio. Nu pot să mă concentrez la ce spun Stelula, că stați pe capul meu. Ia stai. Da, palma. Poftiți, nu aia cealaltă. Așa. Aha. Mhm. Vezi că nevasta ta e însărcinată în 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, dar copilul nu e al tău. Hai, tai-o. Bună seara, dragii mei! Sunt Urania și ne reîntâlnim la rubrica noastră săptămânală de astrologie. Astăzi vom studia zodiacul unei personalități aflate în prim planul mass mediei. Este vorba de doamna Andreea Marin. Pentru femeia Capricorn, care este Andreea Marin, familia este foarte importantă și ea va fi fidelă, dar în același timp nu concepe infidelitatea domnului Bănică. Femeia Capricorn este orgolioasă, o învinci prin iubire, nu prin forță, ca pe Cristina Țopescu. Toată lumea mâinile sus! Care toată lumea? Nu vezi că sunt singură în studio? Bă, dacă ești atât de șmecheră și prevestitoare, de ce n-ai prevestit că o să intre unul peste tine în studio cu pistolul, a? Am prevestit, m-am gândit că o să fac audiență. Cine sunt eu? Zi-le mele! Stelele îmi spun că ești Elian Ogică de la loterie. Fii atent! Am vorbit cu Dan Diaconescu, vrem să mai punem o dată marele bilet. Spune repede ce numerul se iasă duminică la loterie, zi! Nu pot să spun, n-am voie. Zi numerele! Bine. Saturn întreabă dacă vrei la 6 din 49 sau la noroc. 6 din 49! Numerele sunt 4, 12, 15, 18, 33, 48, 20. Aaaa! Am dat lovitura! Ai dat lovitura pe dracu, Gică. Tu nu te-ai gândit că suntem în direct și că ne urmărești o țară întreagă și ai auzit numerele? Toată lumea o să le joace. Continuăm, dragii mei, horoscopul. Bună seara, lansăm astăzi un concurs care va face furori. Te crezi mai prost? Fiecare dintre noi se crede prost, dar cine este cel mai prost dintre proștii proștilor? Iată un lucru foarte greu de stabilit, de aceea ne-am gândit să organizăm un concurs care să stabilească ierarhii chiar și în acest domeniu unde suntem pe primul loc mondial, și anume prostia. În fiecare seară la concursul nostru, un VIP unanim apreciat pentru candoarea inteligenței sale se va întrece cu un repetent de clasa 1 în această seară. Repetenta de clasa 1 este Cristina. Bună seara, Cristina! Lasă mai moale, Ianțule, că nici tu n-ai fost un premiant. Bun, dacă pe Cristina am găsit-o destul de greu... Eram cu învățătoarea la o bere. În privința VIP-urilor am avut atâtea candidaturi pentru Te crezi mai prost, încât ni s-a blocat căsuța poștală. Toate solistele de muzică ușoară, toți fotbaliștii, mareliștii, toți membrii organizațiilor de partid de tineret din România au vrut să se înscrie pentru a-și demonstra prostia fără margini. L-am convins chiar și pe Mircea Joană să renunțe la candidatură pentru a se înscrie la concursul Te crezi mai prostărac. Un juriu de specialitate format numai din agenți de la Poliția Rutieră a ales primul candidat din această serie de concursuri, și anume Marian, care este Vanghelie. Da. Deci, acest juriu m-a ales pe mine. Bună seara, stimați telespectatori, telespectatori. Bună seara, domnul Iațu. Prea de foarte mult timp persoană fizică să vă cunosc. De când? De pe vremea când făceați copiii spun lucruri trăznite. Am și fost un concurent extraordinar, așa. Dar asta e, m-am născut prea devreme. Când v-ați născut? La două noapte. Cu noaptea ca. Bun! Astăzi vă veți întrece cu Cristina. Cristina este o mare și notorie repetentă de la școala 21 din Băicoi, județul Prahova. Băi, Vanghelie, te pui cu prostia mea? Eu am fost repetentă și la grădiniță. Da? Deci pe mine nici măcar nu m-a primit la grădiniță. Eu sunt atât de proastă că mestec plastelină pe post de ciungă. Da? Eu sunt atât de fraier și de papagal și de baibuțul eu părit, că dacă intru într-o încăpere, da, și sting lumina, după aia prind un chibrit ca să văd dacă am stins-o bine. Eu sunt atât de proastă că am să sar cu parașuta de pe un bloc de desen. Eu, pe persoană fizică, s-a dat prost. Încă toată la o îmbărbătare a scris la mulțea pe colim. Gata, 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 începem! Sunteți pregătiți? Suntem! Pe persoană fizică. Prima întrebare. Cine nu știe cât fac doi și cu doi? Habar n-am. Nici eu. Foarte bine, egalitate. Întrebarea a doua. Ce a fost mai întâi, oul sau găina? Vanghelie? Eu. Eu.
Deci mai întâi, pe persoană fizică, a fost cocoșul. Nu, îmi pare foarte rău. Următoarea întrebare. Câți copii au avut Adam și Eva? Evanghelie. Deci, eu, Adam și Eva, aceste două mari personalități ale culturii civilizației internaționale umane, a avut doi copii pe persoană fizică, pe Cain și pe Abel, care, de avut femei preajmă, a devenit homosexual, ceea ce o lamide sector nu permit pe persoană fizică. Deci ce feretari să se știe care sunt, să se ascundă de mine. Jalnic. Ultima întrebare. Cine a pus primul picior pe lună? Cristina. Teo, când era grasă. Așa s-au format craterele. Foarte bun răspuns, dar nu este acesta răspunsul. Vanghelie, cine a pus primul picior pe lună? Care lună? Cum care lună? Păi, august, septembrie, care? Doamnelor și domnilor, cred că avem un câștigător în această seară. Este nimeni altul decât Marian Vanghelie. Vă uitați la cameră și știți ce aveți de făcut. Dragă cameră, stimați telespectatori care vă uitați la mine și gura mea și la ideile mele, sunt mai prost decât un repetent de clasa întâia. Vizita reginei Elizabeth a Marii Britanii continuă cu masa festivă. Păi let's, cum se zice? Eat, bray! Let's eat, bray! Răspălirea coace, dar toate alea mai țeles. Lasă cartofii, că țin post! Da, dă mai repede ceapa și băznilele astea mai țeles, dă coace așa. Nu, inici de brânză, pe ce să lasă, Adrian, ce să lua? Lăsă cartofii de acolo. Băia bune, bă! Bără! Ești țigancă? Nu. Ești împuțită? Nu. Ești armeancă? Nu. Bine. Dragă Bănele, e Antoane Bune. Ești o hahaleră care ești tu Nu e Antoane Bune. Astele spectatori, mi se pare extraordinar faptul că domnul președinte face jogging într-un parc din sectorul 5. Domnule președinte, aș vrea să vă pun câteva întrebări, dacă se poate. Da, spune, ce dorești? Câteva întrebări? La, ești țigancă? Nu. Ești împuțită? Nu. Ești armeancă? Nu. Bine, hai să pasăm. Știți, aș profita de această ocazie. Decât să profiți de această ocazie, mai bine ai profitat de acest președinte, că multe au profitat și multe au obținut lucruri frumoase. Are lista Ludovic Orban, zi mai departe. Da, cred că pe telespectatorii ar interesa să știe unde și cum a dispărut flota. Ești o gău! Uite, pentru că suntem în cadrul ăsta mai intim, o să-ți fac o confidență. Eram la transporturi. Ce vremuri. Și am cunoscut un arab bătrân și bogat care era pasionat de artizanatul românesc, domnule.
Și ăsta vroia o fotă din zona Dobrogei. Eu am înțeles flotă, am înțeles, am vândut! Da. Să ziceți mersi că n-am vândut ceva parașele din Herăstrău și mai departe. Știți că ați spus că rușii sunt interesați ca Marea Neagră să devină un lac rusesc. De unde v-a venit? De unde mi-a venit ce? Ideea. Care idee? Cu lacul. Care lacul? Cu rușii. Mi-a venit din capul meu genial și chel, mai. Da, dar asta a spus-o, după cum știm, Petru cel Mare. Ăla e un găozar, a furat-o de la mine, domnule. Cred că telespectatorii nu au aflat cum și unde a dispărut flota. Băi, și... dar tu ai o obsesie, mai fată. Vrei să-ți răspund la această întrebare ca să lămurim pentru totdeauna? Răspunsul la această întrebare se poate deduce din aceste foioace, din niște foforizante, niște brehoescuri și tutiflinguri, niște bezapenghiuri obținute prin biscuire. Ai înțeles? N-ai înțeles? Mă scuzați puțin. Da. Alo? Da? Sunt la emisiune, nu pot să vorbesc acum. Tot telefonul îmi face găuzar. Telefonul! După ce l-am ascultat pe Ovidiu Comornic cu minunata sa voce, a venit alături de noi Ilie Dobre cu informații din handbal. Bună ziua, Ilie! Da, bună ziua! Te ascultăm, Ilie! Te ascultăm! Da! Stimați ascultători, despre handbal. S-au stabilit azi datele și locurile de disputare a finalelor cupelor europene de handbal. Feminin! În Cupa Federației Internaționale de Handbal, Rapid va juca primul meci cu formația franceză. Cu formația franceză. Dijon. În sala. Rapid. În Cupa. Cupelor. Rostel. Mai... Ros... Ia uite-mă. Deci, haide să descifrăm împreună, Ilie Dobre, da? Da. Despre handbal. S-au stabilit azi datele și locurile... Asta s-a înțeles, Ilie. Spune-ne mai departe cu Rostel Manșiț. Da. Rostel Manșiț cu... Da, eu propun, până îți verifici notițele, să-i dăm legătura lui Doru Dinu Glăvan, care se află lângă piscina olimpică din Pitești. Doru Dinu Glăvan, cum este atmosfera? Da, și eu îți mulțumesc, Doru Dinu Glăvan. Revenim la informația lui Ilie Dobre. Da, revenim la informația mea. Da, în cupa... Nu, la cupa. În cupa, la cupa. Da, despre handbal. Ce înseamnă asta, Ilie Dobre? Neînțelegere tehnică. La Don, nu, despre handbal. S-au stabilit în cupa la Federația de Feminin. Ilie Dobre, nu e nicio problemă, este o zi cu ghinion, este mars 13, haideți mai bine să ascultăm acum cum dansează Mădălina Manole. Unde e? Ana! Ipelel! Ai o scrisoare. Mulțumesc frumos, nă. O zi bună. De la cine? Destinatar Zdreanța de Bărel, adresa Bulevardul Ghecea, stadionul Ghecea, centrul terenului. E de la Neagici, mă, ești nebun. Mi-a trimis Neagici. Ia asta. Dragă Bănele, e Antoane Bune. Ești o hahaleră care ești tu hah... Nu e Antoane Bune. Am ajuns la Londra. Palatul Buckingham e mai mare ca al meu, opa. Dar n-are poleală, dar pe din afară și niște erbăpane de marmură, bă, băiatule, bravo. Regina ne-a primit bine și regele la fel, prost. De la aeroport ne-au luat cu trăsura, auzi, bă, nici măcar mașină. Spune lui Zdreanța aia de lovi să nu se mai scobească în nas, că e urât, bă, dă-o. Mioara și cu argăseală umbă pe magazine să vă ia și vouă câte ceva, uite frumos, așa. Vezi că îmi pliche și poza oficială, așa, cu familia regală, ai grijă, dă-o tu în presă ca să am cu ce să mă laud. Hai, pa, hahalelor. P.S. Neșule, ridică-te în picioare că ești la antrenamentul la Bayram! Ia, bă, poza oficială. Da, uite.
alături! Ajunge! Cunoaște! Dragă cameră! Și chiar de câte nu trebuie să o tare taraftă. Dar... de cât ne-am luat. Hai la tata înapoi. Haideți mai bine să ascultăm cum dansează Mădălina Manole. Ce zice? Tu vrea ce zice? Mâine! Tomorrow, kid! Today, vacation! Excuse me! Ridicați-mă și pe mine, vă rog!